dobrodošli u gimnaziju Borisa Petra Obradca, koja je domaćin ove svečane akademije. Ako mi vidim pe direktora Liceului Borisa Petra Obradca, doamna Tamara Pešić și pe profesora Marijana Golomejić sa se adresete. Pozivamo direktorku gimnazije Borisa Petra Obradca, gospođu Tamaru Pešić i profesorku Marijanu Golomejić da nam se obrate. Dobrodošli na našu svečanost, dragi gosti. Čast mi je da pozdravim ispred gimnazije Borisa Petra Obradca, konzula Republike Rumunije u Republici Srbiji, gospodina Georgija Dina, zatim pomoćnicu Pokrajinskog sekretarijata za nacionalne manjine, gospođu Milonku Hrćan, zatim pomoćnicu gradonačelnice grada Vršca, gospođicu Tamaru Radočaj, većnika za obrazovanje gospodina Miroslava Lepira i većnika za kulturu Trajana Kračun. Zatim, postavili bismo i predstavnike Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, direktore škola, članove školskog odbora, profesore, poštovane roditelje i drage učenike. Imați oaspeți, bine ați venit la liceu cu ocazia manifestării, Zilei Naționale, Culturii Naționale Românești. Avem deosebită onoare ca să avem între noi și să-i salutăm pe domnul Consul General al Republicii România în Republica Serbia, pe domnul Gheorghe Din, pe adjuncta Secretariatului Provincial, doamna Milonka Hrcean, onorați membri ai comunității locale, reprezentanții Consiliului Național Român, stimați directori, profesori, părinți și dragi elevi. Osnovna karakteristika naše gimnazije je što je dvojezična škola, a to znači da obrazuje mlade ljude na srpskom i rumunskom maternjem jeziku. Naša škola ima ukupno 490 učenika, od toga 72 đaka koji pohađaju nastavu na rumunskom jeziku. Liceul nostru este bilingv și asta este o importantă caracteristică a ei. Cursurile se desfășoară în limba sârbă și în limba română ca limba maternă. De aceea suntem o școală de o importanță deosebită pentru provincia autonomă Voivodina. Școala se caracterizează prin multiculturalism și multiconfesionalism. Avem în total 490 de elevi, dintre care 72 urmează cursurile în limba română. Gimnazija je osnovana još davne 1790. godine kao gramatikalna škola u kojoj se nastava odvijala na nemačkom, latinskom, srpskom i rumunskom jeziku. Školske 1934. 35. godine stvoreni su uslovi da se otvori prvi razred sa nastavom na rumunskom u okviru Vršačke gimnazije. Liceul a fost înființat în anul 1790 ca școală gramaticală, unde se desfășurau cursurile în limba germană, latină, sârbă și română. În anul școlar 1934-35 s-au făcut condiții să se deschide și despărțământ în limba română. Kada je reč o odeljenjima na rumunskom jeziku, tokom poslednjih decenija odvijala se izuzetno živa i uspešna kulturna aktivnost, što potvrđuju brojne nagrade na takmičenjima, festivalima, kao i veliki broj objavljenih radova poezije i proze. Zahvaljujući tome, i dalje se neguje kulturno nasleđe Rumuna u Republici Srbiji. Ceea ce privește secția în limba română, în ultimele decenii s-a desfășurat o activitate culturală bogată și de vie și de succes. Fapt confirmat în numeroasele premii obținute la concursuri, festivaluri, precum și un număr mare de lucrări de poezie și proză care sunt publicate. Datorită acesteia, moștenirea culturală a românilor din Republica Serbia se păstrează și transferă în viitor. Pozivam vas da uživate u programu koji su pripremili za vas učenici škola koje pohađaju nastavu na rumunskom jeziku u saradnji sa muzičkom školom iz našeg grada i nastavnicima kao mentorima.
Vă invităm să urmeriți spectacolul pe care au pregătit cu multă pasiune și dragoste elevii școlilor cu limba de predare română în colaborare cu Școala de Muzică din Vârșesc și coordonatori, profesori, mentori. Ideea noastră comună a fost să vă oferim câteva momente dedicate simbolului culturii naționale al uceatorului poeziei Mihai Eminescu. Program je organizovan u čast Dana nacionalne kulture Rumuna i simbola rumunske književnosti veličanstvenog pesnika Mihaja Eminescua. Uživajte! Pozdravim da petreći klipe plăcute alături de noi. Invitam pe onoratul domn Gheorghe Dinu, consul general al Republicii România, să se adreseze. Pozivamo uvaženog konzula gospodina Gheorghe Dinu da nam se obrati. Ne znam što kom se me adresira, se vas zik, dragi mei tuturor. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această frumoasă manifestare la care, de fapt, sunt invitat în fiecare an. Și nu doresc să vă vorbesc despre Ziua Culturii Naționale Române, pentru că o cunoașteți foarte bine, o știți foarte bine, dovadă și această manifestare care o faceți. În plus de asta, prin bunăvoința Radio-Televiziunii Voievodină, Radio Novi Sad și presei de limba română Săptămâna Libertate, am trimis un mesaj care vă spun cu bucurie că a fost transmis la aceste mijloace de informare în masă, așa că nu o să mă refer propriu-zis la Ziua Culturii Naționale. Vreau doar să remarc două, trei lucruri scurte. În primul rând, vreau să mulțumesc autorităților comunale, locale și provinciale, pentru condițiile și naționale, pentru condițiile create etnicilor români de aici, din Voivodina, de manifestare liberă și, să folosesc un termen mai neplăcut, plenară, a identităților etnice, lor etnice, culturale, lingvistice și spirituale. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc vouă, cei care veți evolua pe scenă, pentru faptul că păstrați vie în minte cultura română, pe care, de fapt, o învățați și la școală, la clasele de limba română. Iar vă urez succes în continuare și mai ales acum când la conducerea, să zicem, Departamentului Culturii de la Vârșeț avem un etnic român, veți avea un sprijin și mai mare, dar sunt convins că domnul Traian, și mulțumesc autorităților pentru că în sfârșit avem și noi un reprezentant, adică etnicii români, între consilierii primarului, cum se numesc acum, și am convingerea că el va face o treabă foarte bună în acest mediu multietnic și multicultural, care este mult mai frumos decât un mediu, să zic așa, unidirecțional. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Spectacolul începe cu punctul muzical Sonorase Păsărele, interpretat de Isidor Pavlović, elev al Liceului de Muzică Iosif Marinković, cu acompaniament la pian de profesoara Teodora Naci. Svečanu akademiju počinjemo muzičkom tačkom Sonorase Păsărele u izvođenju Isidora Pavlovića, učenika srednje muzičke škole Iosif Marinković, uz klavirsku pratnju profesorke Teodore Naci. Sonorase păsărele,
poezia de Mihai Eminescu, La mijloc de codru des, va fi recitată de Lucas Gârgea, elev de clasa 4-a a Școlii Generale Dositeve Bradović din Mărghit. Pesmu Mihai Eminescu, La mijloc de codru des, recitoveće Lucas Gârgea, učenik 4. razreda osnovne škole Dositeje Obradović iz Mărghite. La mijloc de codru des, la mijloc de codru des, toate peserile ies, din huceac de aluniș, la voiosuri luminiș, luminiș de lângă baltă, care triste înaltă, lângă de unde, la în adâncul se petrude, și de lună, și de soare, și de peseri călătoare, și de lună, și de stele, și de zborul de rândunele, și de chipul dragului mele. Elevii de clasa 1 a liceului Borislav Petru Braț, Marina Bera, Filip Bojin, Andrei Buitar, Michael John Gedeanț, Stefan Goica, Alexander Gărăpăv, Renato Patrick Răghici, Izabela Ioana Iovu, Andreea Muncean și Romana Putnic vor vorbi despre viața celebrului poet român Mihai Eminescu. Učenici prvo pet gimnazije Borislav Petru Braca, Marina Bera, Filip Bojin, Andrei Buitar, Michael John Gedeanț, Stefan Gojka, Aleksandar Grbav, Renato Patrik Dragić, Joana Izabela Jovu, Andreja Munčan i Romana Putnik govorit će o životu veličanstvenog rumunskog pesnika Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a influențat direcția culturii noastre, a așezat în forme noi spiritul creator românesc, fiind convins că literatura europeană, care o cuprinde și pe cea românească, și a condiționat modernitatea pe curentele care anunțau Europei o mare revoluție culturală. Data de 15 ianuarie 1850 este data de naștere a celui de-al 7-lea copil a familiei Eminovici, cel care s-a dovedit a fi geniul care a marcat întreaga noastră istorie literară. Părinții Gheorghe Eminovici, un țăran vrednic din nordul Moldovei, și Răluca, fiica stoinicului Vasile Iorașu. Botezat în mijlocul naturii, într-o libertate totală. Această stare o soliloce poet cu multe nostalgii în mai multe poezii. Această libertate a fost piatra pe care Eminescu și-a construit întregul său univers poetic. Iar temele și motivele esențiale, raportul cu cosmosul, cu timpul, cu istoria și natura, se vor plia perfect pe romantism la care a aderat. Primele clase de școală primară a terminat la Cernăuți cu rezultate excepționale la început. Fiind clasificat al 11-lea, în primul semestru, mutat apoi la Ober Gymnasium, în același oraș. Evoluția lui școlară a intrat într-o situație dificilă. Părăsește școala în 1863. În 1864, la doar 14 ani, a fost nevoit să se angajeze la tribunalul din Botoșani. Munca de copiist nu i-a plăcut lui Mihai și, în căutarea libertății, părăsește tribunalul și se alătură trupei de teatru Tardini Vlădicescu, însoțind-o în turnee. În martie 1865, Mihai se înscrie în liceul german din Cernăuți, unde a locuit la profesorul de limba română, Aron Pungru, având datoria să se îngrijească de biblioteca acestuia. Eminescu își ia rolul în serios, știa locul fiecare cărți în bibliotecă. În această perioadă, Eminescu citește și scrie poezii, fără însă a le arăta colegilor. Un an mai târziu, Aron Pumnul se stinge din viață. La moartea mentorului său, Eminescu este profund impresionat și cu lacrimi în ochi scrie poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Poezia a apărut în broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziști din Cernăuți în anul 1866. Poezia de Mihai Eminescu, Revedere, va recita Elena Stan, eleva de clasa 2 a Școlii Generale Olga Petra Bratușić. Pesmu Mihai Eminescu, Revedere, recitovaće Elena Stan, učenica 2. razreda osnovne škole Olga Petra Bratušić. Revedere de
Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut și de când ne-am depărtat, multă vreme am umblat. Ia eu fac ce fac de mult, iarna viscolul ascult. Și mai fac ce fac de mult, vara doina mea ascult. Pe cărare spre izvor, ce le-am dat tuturor, codrule cu rujline, vreme trece, vreme vine. Tu din tânăr precumești, tot mereu întinerești. Numai omul schimbător, pe pământ rătăcitor, iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codrul cu izvoarele. Bravo. În 1866 îi apar primele manifestări literare. Debutul său în revista Familia, condusă de scriitorul Iosif Vulcan, cu poezia De aș avea, semnând-o sub numele de Mihai Eminescu. A urmat mai multe publicări în aceeași revistă. Poeziile ale căror construcție și neobișnuită versificare anunțau un potențial poetic nemai întâlnit. Apoi ajunge la București, unde intră ca suflări în trupa lui Iorgu Caragiale, cu care a mers în turneea la Brăila, Galați și Giurgiu. După 2 ani, în 1868, apare ca suflări în trupa lui Mihai Pascali, unde improvizează pantomime și tot felul de scene dramatice. Începe să facă transcrieri și traduceri de teatru și se apropie de dramaturgia lui Shakespeare, pe care o citește în original. Întreaga lui opera de dramaturg va fi inspirată din opera marelui William Shakespeare. În perioada aceasta, când și-a luat viața în propriile mâini, a cunoscut și înțeles de aproape obiceiurile, limba și idealurile românilor. Tânărul Eminescu are o perioadă literară intensă. Scrie poezii care sunt publicate în revista Familia, concepe drama Mira, proiectează romanul Geniul Pustiu și traduce din literatura germană. Această perioadă din viață, care o petrece prin turnee de teatru, poetul avea să-i aducă o bogată experiență teatrală, dar totodată îl împiedică să ducă la bun sfârșit lucrurile începute, așa că decide să se stabilească la București. Aici îl cunoaște pe Ionuca Caragiale și se angajează la Teatrul Național ca suflăr și copiist la vârstă de 19 ani. Fiind mare cunoscător al repertoriului dramatic românesc, bun cunoscător al vieții grele a actorilor, lucru care l-a determinat să scrie el însuși o serie de piese de teatru. Și ca publicist să urmărească și să scrie despre activitatea teatrală din România. Poezia Când amintirile de Mihai Eminescu va fi recitată de Melissa Voin, eleva de clasa 8 a Școlii Generale Coriolan Dovan din Coștei. Pesmul Mihai Eminescu, Când amintirile, recitovace Melissa Voin, ucenica 8 razreda 8 Școle Coriolan Dovan iz Coștilja. Când amintirile de Mihai Eminescu. Când amintirile în trecut încearcă să mă cheme, pe drumul lung și cunoscut mai trec, din vreme în vreme. Deasupra casei tale ies și azi aceleași stele ce-au luminat atât de des în dioșării mele. Și peste arbori răzvirați răsare blânda lună, ce ne găseam îmbrățișați, șoptindu-ne de lună. Faroase inimi jurau credință pe toți vecii, când pe cărări se scuturau de floare liliecii. Pututa oare atâta dor în noapte să se strângă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă? Când luna trece peste jari, urmând mereu în caleși, când ochii tăi, tot încă mari, se uită dulci
și Caleș. Cântecul după versurile lui Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soț, va fi cântată de Alexandra Georgiana Maleta, eleva de clasa 8-a a Școlii Generale Coriolan Doban din Coștri. Pesmu cu stihovima Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soț, otăvace Alexandra Georgiana Maleta, ucenica 8. Razreda osnovne škole Coriolan Doban, Koštir. Problema continuării studiilor. Obține de la tatăl său sprijinul financiar și pleacă la Viena spre a urma cursuri universitare. Pe data de 2 octombrie 1869 se înscrie la facultate de filosofie. Viena, fiind un loc cu o cultură dinamică, l-a ajutat să cunoască într-o perioadă scurtă valorile europene. Tot în același timp, personalitatea lui se metamorfozează într-un corpus romantic. În Viena l-a cunoscut pe Ioan Slavici. Împreună cu el și alți tineri din Transilvania și Bucovina va activa în Societatea Academică Literară România Jună. Este perioada în care, pe lângă setea de cultură și activitatea literară, a abordat și o tematică sociopolitică. În aprilie 1870 îi va apărea poezia Venere și Madonna și în august Epigonii. Pe data de 15 august 1871 se va organiza prima sărbare a studenților la Putna. Mănăstirea Putna, care de secole adăpostește mormântul lui Ștefan cel Mare, a fost locul ideal pentru a se sărbători Românitatea. În anul 1872, lui Eminescu îi se publică poeziile Înger și Demon și Floarea albastră. Tot în anul 1872, pleacă la Berlin, unde a fost înscris la universitate pentru a audia cursurile de filozofie, istorie, economie și drept. Acolo a studiat temenic marile sisteme filozofice ale epocii sale, filozofia antică, principalele sisteme de gândire ale romantismului, teoriile lui Schopenhauer, Kant și Hegel. Poi
Poezia de Mihai Eminescu, Glosa, va fi recitată de Ramona Răduț și Victoria Adriana Iorga, elevele de clasa 5-a Școlii Generale Olga Petru Bratuș. Pesmu Mihai Eminescu, Glosa, recitovaće Ramona Raduc i Victoria Adriana Jorga, učenice 5. razreda osnovne škole Olga Petra Bratušić. Vreme treće, vreme vine, toate svek și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ceval, cavalul treci, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ceval, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Tu te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. În această perioadă, activitatea sa creatoare va include poeziile, Călin, File de poveste și mai ales Luceafărul, cel mai cunoscut text poetic eminescian și cel mai lung poem de dragoste din lume. Poemul Luceafărul va fi publicat, de fapt, 10 ani mai târziu, în Almanahul Societății Studentești, România Juna din Viena. După publicare, poemul va fi reluat în aceeași an de revista Convorbirii Literare. A fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți, ia pasul și îl îndreaptă, lângă fereastra unde în colț Luceafărul așteaptă. I-a simplificat intrarea în lumea intelectuală a Bucureștiului. Așa ajunge să participe la întâlnirea de la Junimea, unde îl va cunoaște pe Eminescu. De aici și până la scurtă, dar intensă lor poveste de dragoste, nu a fost decât un pas. Mite Kremniț va traduce câteva dintre poeziile lui Eminescu. Muza care a inspirat poetului celebrele versuri, pe lângă plopii fără soț, a fost Cleopatra Leica Păinaru, care locuia la București pe strada Cometei, strada pe care se aflau plopii pe care Eminescu îi numărase și găsise fără soț. În 1896, William Șorban a compus melodia care a transformat versurile într-o nemuritoare romanță. Poezia de Mihai Eminescu, Adio, va recita Estera Tecuna Teleagă, eleva de clasa a 7-a Școlii Generale Coriolan Doban din Coșteni. Pesmu Mihai Eminescu, Adio, recitovaće Estera Tajkuna Teljaga, učenica 7. razreda osnovne škole Koriolan Dolban iz Koštilja. Adio, de Mihai Eminescu. De acum nu te mai vedea. Rămâi cu bine. Mă voi feri în calea mea de tine. De astăzi, dar tu fă ce vrei, de astăzi nu mai pasă, că cea mai dulce între femei mă lasă. Căci nu mai am de obicei ca în zilele acelea să mă îmbăt și de scântei din stele. Când degerând atâtea dăți, eu mă uitam prin ramuri și așteptam să te arăți la geamuri. O, cât eram de fericit să mergem împreună sub acel farmec liniștit de lună. Și când în taină mă rugam ca noaptea în loc să steie, în veci alături să te am, femeie, din alul trecă-ți apuc acele dulci cuvinte
de care azi abia mi-aduc aminte. Căci astăzi, dacă mai ascult, nimicurile acestea îmi pare o veche de demult poveste. Și dacă luna bate lungi și tremură pe lacuri, totuși îmi pare că de atunci sunt veacuri. Cu ochii serece din tâi, eu nu voi mai privi eu. De aceea în urma mea rămâi, adio. În 1874 va sta la Iași și va fi numit director al Bibliotecii Centrale. După vreme este numit revizor școlar pentru districtele Iași și Vâslui. A primit postul de corector și redactor la gazeta Curierul de Iași, unde a redactat numeroase rubrici, dar pe care nu le-a semnat. Avea o strânsă prietenie cu Ion Creangă, pe care l-a prezentat junimiștilor cu mare entuziasm. Dacă Eminescu n-ar fi existat, nici despre Creangă nu s-ar fi vorbit. Din impresionanta prietenie dintre cei doi s-a născut amintiri din copilărie, fără de care literatura română ar fi fost lipsită de o capodoperă a genului memorialistic. În 1877 va veni în București, unde cu ajutorul lui Titu Maiorescu va deveni redactor la ziarul junimist Timpul, unde va desfășura o activitate publicistică intensă și de înaltă calitate intelectuală. Urmează alți câțiva ani bogați în perspectiva literară, care vor cuprinde și apariția celor 5 scrisori. Eminescu, fiind iubitor de dreptate și de adevăr, prin scrisori exprime protestul său romantic împotriva valorilor false, a lipsei de idealuri, viciilor societății contemporane. 1883 este anul în care va apărea volumul poezii, singurul apărut în timpul vieții, cu o prefață și texte selectate de Titu Maiorescu. Despre Eminescu nu se poate vorbi, făcându-se referire doar la poeziile sale. Geniul său se manifestă și de inegalabilele scrieri în proză. Sărmanul Dionis, Cezara, avatarii faraonului Tla, geniul pustiu, prin care se reflectă desăvârșit teme eminescene, dovedind un spirit creator complex. Piesa muzicală pe versurile lui Mihai Eminescu, pe lângă Plopi fără soț, interpretată de Constantin Vidacovici, elev al Liceului de Muzică Iosif Marinkovici, cu acompaniamentul la pian de profesoara Teodora Naci. Muzičkom tačkom po stihovima Mihaja Eminescu, pe lângă Plopi fără soț, u izvođenju Konstantina Vidakovića, učenika srednje muzičke škole Iosif Marinković, u sklavirsku pratnju profesorke Teodore Naci. Oh.
Poezia de Mihai Eminescu, La Steaua, va fi recitată de Sara Gean, eleva clasei 7-a a Școlii Generale Olga Petra Vrabișić. Pesmu Mihai Eminescu, La Steaua, recitovaće Sara Gean, učenica 7. razreda osnovne škole Olga Petra Vrabišić. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Timpul adolescenței turbulente, dezordonate, apoi perioada tinereții cu viața haotică și afectată de lipsuri materiale îi vor slăbi sănătatea definitiv. Suferințele lui incurabile pentru epoca aceea îi vor măcina ultimii ani de viață. După mai multe internări în spitale, alternate cu activitatea literară normală, în iunie 1883 au apărut primele semne de alienare mentală, fiind internat în sanatoriul doctorului Suțu de pe strada Pantelor din București. În octombrie, poetul a fost trimis de prieteni în Viena și internat într-un sanatoriu. În februarie 1884 a fost declarat sănătos. Medicii vieniezi au recomandat să facă o călătorie în Italia. Timp de 6 săptămâni a vizitat sudul Alpilor, Veneția, Padova și Florența. După doar 3 luni se va îmbolnăvi din nou, fiind internat la Spitalul Sfântul Spiridon. În câteva rânduri și-a revenit ca după aceea bolile se reapară. Activitatea literară în perioada aceea era timidă. Pe data de 15 iulie 1889, în zori, la ora 3, aflat în sanatoriul doctorului Suțu, avea să plece la cele veșnice. În aceeași zi, Titu Maiorescu a notat în jurnalul său: astăzi a murit Eminescu în Institutul de Alienați de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche. Nu credeam să învăț a muri vreodată, purul tânăr, înfășurat în mantani, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu, poetul fiind înhumat, cum și-a dorit, la umbra unui tei. Piesa muzicală pe versurile lui Mihai Eminescu, Mai am un singur dor, va interpreta Miliana Vukici, eleva a Liceului de Muzică Iosif Marinković, cu acompaniament de pian de profesoara Teodora Nazi. Muzičkom numero po stihovima Mihai Eminescu, Mai am un singur dor, u izvođenju Miljane Vukić, učenice srednje muzičke škole Iosif Marinković, uz klavirsku pratnju profesorke Teodore Nazi. Thank you.
opera sa, care însumează 46 de volume cu aproape 14.000 de file. A intrat în circuitul universal prin traduceri în peste 150 de limbi cu ecouri în 250 de țări. Numele lui Eminescu în publicații și dicționare enciclopedice a apărut în cadrul UNESCO. Cum spunea istoricul și criticul literar Vladimir Străinu, opera eminișteană este actul de identitate universală a neamului românesc, iar autorul ei un model unui rău civilizator descris către viață, către țara sa și către universul întreg. Garabet Ibrelian. Eminescu nu este numai un poet de geniu, este ceva mai mult. El este cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc și românul în care s-a făcut fuziunea cea mai serioasă, fuziunea morală a sufletului dacoromân cu cultura occidentală. El, tulburător de frumos, cuceritor, cântăreț cu o voce de aur, fumător înrăit, mare amator de cafea și petrecăreț fără margine, dar și un patriot pentru care trăiască nația era singurul salut. El, feciorul lui Gheorghe Minovici de la Ipotești, este eroul culturii noastre moderne. Piesa muzicală pe versurile lui Mihai Eminescu, De ce nu vii, va fi interpretată de Constantin Vidacovici, elev al Liceului de Muzică Iosif Marinkovici, cu acompaniamentul la pian de profesoara Teodora Naci. Muzișcom tarșcom, postihovima Mihai Eminescu, De ce nu vii, u izvađenju Constantina Vidakovića, učenika srednje muzičke škole Iosif Marinkoviću, slavijsku pratnju profesorke Teodore Naci. Au realizat elevii clasei 1 a liceului Borislav Petrov Brața împreună cu elevii școlilor generale Olga Petrov Radišić Vršec, Coriolano Bancoștei, Dosite Obradović Flandiște și Școala de muzică Iosif Marinković Vršec. Mentorii acestui spectacol didactic
dedicat Zilei Culturii Naționale sunt Lenuța Orzescu, Natalia Stan, Ionela Vedeșan, Sebastian Ciortan, Tania Mărgea și Mariana Golomici. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm la cocktailul care e în Cancelier Mediciului. Program cu temani prilike da vidite pripremili su učenici prvog razreda gimnazije Borislav Petrov Braca. U saradnji sa školama Olga Petrov Bratišić, Koriolan Doban, Dositej Obradović i muzička škola Josif Marinković. Mentori su Lenuca Urzescu, Natalija Stan, Jonel Agadišan, Sebastian Čurtan, Tanja Mrđa i Marijana Golomić. Hvala vam na pažnji i sada vas pozivamo na koktel u zbornici gimnazije.